Sectorul social, filantropic și de misiune din cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului organizează campania Daruri pentru toți fiii argeșeni. Darurile constau în haine și alimente. Ele vor fi oferite persoanelor în nevoie, aflate în localități izolate din județ, rezidenților din diferite centre sociale, precum și comunităților vulnerabile din regiune. La Mănăstirea Pudna se desfășoară în perioada 20-23 august cea de-a noua ediție a colocviului Fundației Credință și Creație, academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, iar tema din acest an este Etica Memoriei. În cimitirul de la Biserica Buna Vestire din Sibiu s-a săvârșit marțea aceasta un parastas pentru părintele Sebastian Șebu, fost profesor de catehetică, omiletică și pedagogie în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna. Parastasul a fost oficiat în ziua în care s-au împlinit 8 ani de la trecerea la Domnul a părintelui profesor Sebastian Șebu. Miercurea aceasta, preasfințitul părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a vizitat noul sediu al protopopiatului Baia Mare, precum și sala de ședințe aflată în construcție. Preasfinția sa a vizitat de asemenea Catedrala Episcopală, precum și mai multe parohii din cadrul protopopiatului Baia Mare. Vinerea aceasta se va organiza o strângere de fonduri în beneficiul celor 25 de copii din Centrul Educațional Sfântul Nicolae din Alba Iulia. Evenimentul, organizat cu sprijinul centrelor Europe Direct, va avea loc la sala expozițională de lângă poarta a treia a cetății Alba Carolina și va consta într-o expoziție cu vânzare de lucrări artistice realizate de copiii din centrul de zi. A apărut numărul 23 din 2015 al revistei de Isis, Revistă de cultură și spiritualitate a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Revista abordează tema propovăduirii Evangheliei în condițiile noastre concrete și cuprinde contribuții semnate de mai mulți preoți și teologi din cadrul eparhiei. Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului a fost turnată deja placa de la cota plus 27 în zona de nord-vest a edificiului. Se montează în continuare armătură rigidă și flexibilă pentru nivelul plus 27 plus 36 pe lateralele 1 și 2 din stânga și dreapta intrării. Se toarnă beton și se finalizează zidăria la elementele verticale din zona centrală, între cotele plus 18 plus 27. Continuă totodată și lucrările de tencuire a pereților din infrastructura catedralei. Detalii despre etapele construirii lăcașului de cult, despre arhitectură, dar și despre simbolistică, puteți afla consultând site-ul catedralaneamului.ro. Tot de pe această platformă online, aflați și cum puteți contribui la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești. Marțea aceasta, sectorul social, filantropic și misionar din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, împreună cu Agenția Națională Antidrog și voluntarii Provita, au desfășurat în parohia ortodoxă Gura Honz, protopopiatul Sebiș, proiectul social Antidrog Provita. Proiectul își propune informarea tinerilor din parohiile arădene despre diferitele probleme cu care se confruntă societatea românească de astăzi. Totodată, tinerii vor afla și diverse modalități de evitare a acestor pericole moderne ale societății contemporane. La Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului va avea loc în perioada 22-23 august, cea de-a treia ediție a Târgului Comunităților Rurale. În cadrul târgului, la Muzeul Astra, va fi prezentată Comuna Perișani, situată în zona muntoasă din nordul județului Vâlcea. Publicul va avea astfel posibilitatea de a vedea cum se lucrează în mod tradițional lemnul de către ultimii meșteri din satul Poiana și să cunoască o parte din tradițiile folclorice ale acestei comunități. Sute de dascăli din toate județele țării, precum și învățători etnici români din Basarabia, Ucraina și Serbia, se reunesc în aceste zile la Cluj-Napoca, la cel mai amplu congres al cadrelor didactice. Obiectivul acestui proiect este sprijinirea comunităților românești din afara granițelor României pentru păstrarea și afirmarea identității lingvistice românești.
joia aceasta, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, coordonați de Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru, au întreprins o amplă acțiune filantropică în spitalele Elias, Grigore Alexandrescu și Marie Curie din capitală. În cadrul acestei acțiuni, la cele trei spitale s-au făcut donații semnificative, constând în aparatură medicală de ultimă generație. Au fost donate două aparate pentru măsurarea transcutanată a bilirubinei, în valoare de peste 30.000 de roni, unul fiind oferit Spitalului Universitar de Urgență Elias, iar celălalt Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie a primit din partea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului aparatul Consola ILA Active, sistem complet funcțional cu trolei înlocuitor de plămâni. Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a donat de asemenea scutece fără clor și lapte praf special pentru copiii care se nasc cu malformații ale aparatului digestiv. Tot săptămâna aceasta, Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a donat un sistem plasă de titan domnului Liviu Stoica, care suferă de meningiom frontal stâng, operat și se află internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Dr. Alexandru Obregea pentru realizarea operației de reconstrucție a voletului frontal. Intervenția chirurgicală a avut loc joia aceasta, iar pacientul se simte bine după operație. Mai multe amănunte despre acțiunile de voluntariat inițiate de Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru, precum și despre cazul domnului Liviu Stoica, puteți afla din reportajul Secvențe Trinitas, care va fi difuzat în ziua de vineri, 29 august 2015.